Bine v-am găsit la ultima ediție din acest sezon a emisiunii Crane History. Spun ultima ediție pentru că la ziarul Baz urmează vara, o perioadă foarte plină. Și dacă tot am zis de vară, luna aceasta vorbim despre primele hituri ale verii care au fost lansate și pe care momentan le-am găsit în trending. După cum v-am obișnuit, rămânesc până la final pentru că avem un interviu și de data aceasta avem și un giveaway. Prima artistă despre care vreau să vă spun este Irina Rimes, cu melodia Nu am timp, care în aproape 6 zile a strâns deja 2 milioane de vizualizări. Mie îmi place foarte mult piesa și îmi aduce aminte de una dintre piesele ei foarte vechi, dar și o piesă care a lansat-o, De visele. A doua artistă despre care vreau să vă spun este Alina Eremia, care tocmai a lansat un nou album, Deja Vu. Ea are în trending două melodii. Prima melodie este intitulată Gândurile mele și este o piesă solo, unde are aproape 500.000 de vizualizări. A doua melodie este o colaborare cu Nane, numită Deja Vu, la fel ca numele albumului. Colaborarea are deja succes, însă nu este prima, pentru că Alina Eremia cu Nane au mai colaborat la o piesă. La fel ca la Irina, piesele Alinei m-au dus foarte mult cu gândul la piesele ei vechi, cele care au lansat-o. A treia artistă despre care vreau să vă spun este Bibi, cu piesa Fetele pe balans, cu aproape 700.000 de vizualizări. Față de celelalte artiste, melodia lui Bibi nu mi-aduce aminte de piesele ei vechi, ci mă duce mai mult cu gândul la o manea. Oricum, sunt sigură că toate melodiile menționate le vom auzi vara aceasta la radio. După cum v-am spus la început, avem și de data aceasta un interviu online, așa cum v-am obișnuit. Avem un interviu foarte tare cu Răzvan de la The Kryptonite Sparks, care la final ne-a propus un giveaway. Pașii sunt simpli. Pentru a te înscrie, trebuie să ne trimiți un cover de la o melodie de la băieții de la The Kryptonite Sparks pe e-mailul nostru contact@telebaz.ro, pe care îl găsiți și în descriere. Pe lângă cover, trebuie să trimiteți și două print screen-uri în care să dovediți că sunteți abonați la canalul nostru de YouTube, dar și la canalul lor, pe care, din nou, le găsiți în descriere. După cum ne-au spus băieții, primile pot varia de la hanorace și tricouri cu logo-ul trupei sau, dacă impresionați, chiar un instrument. Mai multe detalii puteți afla în descrierea videoclipului, unde o să lăsăm un link cu regulamentul. Vă las acum cu interviul. Bine v-am găsit și bine v-am... Mă bucur că faceți chestia asta, știți. Nu știu dacă am vorbit cu tine pe WhatsApp sau cu coordonatorul. Nu, cu coordonatoarea noastră, Ioana. Foarte, știi că e foarte fain, chiar apreciem și eu și băieții. O să vorbesc în numele lor, că ei sunt spatele meu, dar au treabă. Pregătim două concerte acum, na, și este treabă. Dar o să fiu eu purtător și purtătorilor de cuvânt și, în primul rând, felicitări că faceți chestia asta. Știți că e foarte fain și orice acțiune pe care o faceți extracurriculară în școală și în liceu și mai departe, o să vedeți că vă învață pentru viață și mă bucur foarte mult că faceți chestia asta. Felicitări! Mulțumim și vreau să-ți mulțumesc și pentru că ai acceptat invitația acestui interviu, pentru că nu e chiar interviul față în față, e altceva pe Zoom. Da, aș vrea să te întreb de cea mai recentă piesă lansată. Povestește-ne puțin cum s-a născut. S-a născut destul de greu. A apărut ca o idee pe un jurnal de meu pe care îl țineam, un jurnal personal. Și, sincer, nu prea am vrut să o scoatem. Prin 2015, deci din 2015 lucrăm la ideea de piesă, 3310, Suflet în ghiozdan. L-a început să numi doar... Câte vise, după aia trei, în fine, am avut mai multe lucruri, mai multe titluri în lucru și la un moment dat am arătat-o și băieților, și lui Rare și lui Răzvan și, bă, mișto, hai să facem și nu prea am vrut eu să o facem. La un moment dat am acceptat și într-un sfârșit am scos-o ca al treilea single de pe următorul nostru album, care va avea mai multe piese. Însă, având în vedere situația prin care trecem și că e foarte greu și din partea noastră să lansăm, pentru că gândește-te că noi lucrăm cu alți oameni care fac asta la modul profesionist și trebuie să-i plătim și orice job se plătește și na, e mai dificilă perioada. Una peste alta, totuși scoate muzică nouă și chiar dacă este sub formă de single-uri, câte o piesă, la sfârșit va avea o finalitate pe un disc, cum probabil ai mai văzut pe la părinți, pe vinil sau pe CD sau știi, o să aibă un format fizic să poți să-l asculți dacă aveți acasă pick-up. Așa, dacă nu, pe toate platformele astea de streaming și pe YouTube și pe Spotify și pe Apple Music și deci va fi peste tot. 3310 e o piesă care vorbește despre printre altele vorbește și despre sistemul educațional în România,
prin care și eu am trecut și cu toții am trecut, pentru că am făcut școala. Mai mult de atât, avem mai mult în comun, pentru că eu am terminat școala chiar în Botoșani, am terminat școala 6, Grigore Antipa, după care am fost la liceul Laurian, m-am transferat la liceul de artă, Rareș este și el absolvent de liceu de artă și la fel și Răzvan a terminat școala generală la liceu de artă, după care s-a mutat la liceu în Italia și a făcut lângă Milano, acolo a terminat la pictură. Ce să spun, știi foarte bine că sunt anumite chestii foarte mișto din școala românească, în același timp sunt foarte multe problemuțe, așa, chestii care trebuie să rezolvate, pentru că tot observăm că sunt anumite discordanțe și anumite certuri care apar cu profesorii, dar nu neapărat cu profesorii, ci cu oamenii care au grijă mai degrabă de profesor, știi? Pentru că și profesorul la rândul lui este un... ăla e jobul lui și primește de la cineva o materie pe care el trebuie să o ducă mai departe către elev. Și piesa cumva îndeamnă mai degrabă la introspecție, la analiză personală și la... cum să spun? La cugetare. Știi? Și să-ți invităm pe toată lumea care ascultă piesa să se gândească un pic care este visul lor și care este sufletul din ghiozdanul lor, știi, pe care vor să-l hrănească și pe care vor să-l continue. Și aici, na, îți dai seama că unele din visele noastre din copilărie, pe bună dreptate, se lasă la o parte, pentru că poate au fost din astea foarte științifico-fantastice. În același timp, unele din ele sunt chiar mai mult decât vise, sunt niște ambiții și niște dorințe personale de realizare, atât personală cât și profesională. Și, din păcate, în sistemul, cel puțin așa cum l-am trăit noi, în sistemul educațional prin care am trăit noi, nu prea ești încurajat să fii tu însuți, știi? Adică nu prea ți este hrănită și, nu știu cum, hrănită și nu prea are nimeni grijă de personalitatea ta, știi, și de identitatea ta și de modul tău de a te exprima și de modul tău de a te afișa, până la urmă și imaginea este la fel de importantă, știi, poate unii poartă plete, poate alții poartă ghete și tot așa, știi, și din ce observ nu prea s-a schimbat mare lucru, adică există o chestie conservatoare, știi? Adică se păstrează niște valori cu care tinerii nu prea mai rezonează, știi? Și e în așa, loc da. Să confirm. Da, uite, vezi, deci din păcate a rămas tot chestia asta, chiar dacă au trecut foarte mulți ani între noi, știi? Uite, tu acum ești în școală, eu am terminat școala în 2005, așa, și după aia în 2010 am plecat la facultate, sau 2009. Dar a rămas cam la fel, știi? Adică foarte puțini profesori sunt cei care te înțeleg și cu care poți să vorbești de la om la om și care te tratează ca o persoană, știi? Nu doar ca un, da, încă un nume la catalog și care te ascultă și te acceptă așa cum ești și te înțeleg, știi? Și îți, mai degrabă îți devine educator de viață decât doar de materia lor, știi? Despre asta vorbești, hai că am vorbit foarte mult, dar cam despre, e totuși o piesă destul de complexă și vorbește despre foarte multe lucruri și este o piesă care transcende generații, știi? Adică ne-au dat feedback și profesori și adulți și bătrâni, uite, și din generația anilor 50-40 am primit feedback pentru piesa asta și din generația anilor 80, 90, 2000, 2010 și așa mai departe, știi? Adică de la boomer la zoomer. Toți au dat câte un feedback și foarte mulți au rezonat cu chestia asta. Pentru că, îți dai seama, e dificil să nu ți se dea voie să fii ceea ce tu ești deja. Despre asta am vrut să te întreb și eu. Cum au reacționat fanii? Pentru că am văzut foarte multe reacții și am văzut că ați precizat ceva și de o expoziție digitală. Da, uite, văzând, că, să știi că expoziția asta a plecat din partea fanilor, în primul rând, pentru că ei au început să comenteze pe YouTube. Știi foarte bine că secțiunea de comentarii de pe YouTube e cam toxică, așa, în general. Și se cam înjură, se vorbește urât, acolo se varsă toți nervii, știi, digitale, acolo se face bullying-ul digital și... Ei bine, în cazul piesei astea, n-a fost așa. Au fost, practic, tot felul de mărturii, știi, și de povestiuțe, adunate din mai multe generații, din mai multe părți din țară, chiar și din afară. Uite, ne-a scris o tipă, un artist din Irlanda, ne-a scris un artist din Suedia, ne-au mai scris foști colegi de facultate, foști colegi de liceu, foști profesori, foști învățători, au mai scris acolo.
Și dacă o să te uiți, ai să vezi tot felul de experiențe care au, totuși, indiferent de generație, totuși a rămas ceva la fel și ceva poate care n-ar trebui să rămână la fel, știi? Partea asta de tocit, de învățat, efectiv, știi cum, da, cu ochelari de cal, știi? Fără să fii atent la ceea ce se întâmplă în jur și fără să, știi cum, fără să înveți, să înveți. Știi? Adică pur și simplu să înveți motamo lucruri care, na, în câțiva ani, credem că o să uitați clar ce ați tocit, știi? Pentru că și o abordare de frică, știi? Asta e încă o chestie despre care mai văd că toți au simțit chestia asta. Un educator, și acum uite, de 8 luni, aproape un an de zile, am de când sunt și eu profesor de chitară și de teorie muzicală în particular și am câțiva elevi și observ că, uite, sunt două metode prin care tu poți să fii educator. Poți să fii educator forțând cumva respectul cu frică, și adică cu amenințări, cu băi, vezi că îți pun notă mică, băi, vezi că îți cad nota la portare, băi, vezi că te spun lui mama, băi, vezi că... Deci asta este o abordare prin frică, da? Da. Și mai este o abordare prin respect, care este cea mai grea de avut, știi? Și anume că copilul sau studentul ajunge să aibă respect față de tine și pentru că și tu ca educator, dar respectul în primul rând trebuie să vină de la educator către copil și să aibă un respect și să vadă în fața ochilor lui, să vadă o persoană adultă și deja, știi, să nu vadă doar un țânc sau cum se mai spune, aia, păi voi sunteți niște puști, niște... Nu, că și puștii simt și trăiesc și gândesc la fel de adult, uneori chiar mai adult decât adulții, știi? Și atunci forma asta de respect din partea profesorilor cam lipsește. La mulți dintre ei nu prea își respectă elevii, știi? Și aici mai degrabă noi tragem de urechi pe educatori, că ei sunt mai mari și ei teoretic ar trebui să cedeze și să accepte elevul. Vorba de respect reciproc, într-adevăr. Absolut. Mi-ai spus despre această perioadă și am vrut să te întreb cum ați reușit voi să vă adaptați la pandemie, pentru că am văzut că ați fost destul de activ pe canalul de YouTube. Da, păi a fost foarte greu, dar în același timp tuturor oamenilor le-a fost greu prin perioada asta, pentru că a fost o perioadă foarte dificilă și o perioadă foarte grea, prin care nimeni n-a mai trecut până acum, adică au mai trecut oamenii prin pandemia cu 100 de ani, strămoși și așa mai departe, dar în viață, în momentul ăsta, prea puțini oameni știu ce înseamnă o epidemie. Și în principal știu ce înseamnă epidemie oamenii din alte țări, știi? Adică prin Africa tot auzi de tot felul de epidemii, de Ebola, de tot... Îți dai seama că sunt tot felul de virusuri și bacterii și microbi și așa mai departe. Și atunci nu prea știi ce să faci. Adică nici, uite, mi-a sunat bunicii într-o seară și întrebam, băi, uite, voi aveți 80 și ceva de ani, deci ați mai văzut evenimente nefericite în viață? Ați mai întâlnit așa ceva? Și mi-a spus că nu. Deci nimeni de pe pământ acum nu prea știa ce să facă și nu prea știa cum să se comporte și cum să gestioneze situația și am reușit, chiar dacă ne-a fost greu, pentru că tuturor ne-a fost greu, am reușit să ținem un fel de capul sus așa, chiar dacă ne bătea vântul și ne usturau ochii, am încercat totuși să ținem capul sus și să facem lucruri și să nu ne lăsăm copleșiți de... pandemie, știi? Și să nu ne lăsăm copleșiți, că în primul rând e greu mental, știi? Îți este greu psihologic, îți este greu să te adaptezi, știi? Și mai ales pentru tineri. Pentru că tinerii trebuie să exploreze, să descopere, să meargă, să socializeze, să stea împreună, să învețe împreună, să copilărească împreună și chiar și mai departe, să aibă relații și relații de prietenie și relații amoroase și tot felul, știi? În perioada de... nu știu, copile, de formare, să spunem, știi? Așa, de adolescență și după aia maturitate. Și trebuie să socializezi și a fost foarte greu să ne adaptăm la chestia asta. În același timp am făcut-o că asta facem noi. Suntem muzicieni, artiști, cum vrei să ne definești și am încercat să fim acolo ca o, mai degrabă ca o pată de culoare peste grămada de știri posomorâte pe care le auzi de peste tot, știi? De la părinți, de la școală, de la știri și așa mai departe, știi? Ai spus că urmează un album. Dă-ne câteva detalii. Ce pregătiți? Păi o să pregătim un album.
Lucrăm la foarte mult timp la albumul ăsta, pentru că o să scoatem un album, ceea ce se numește Long Play. Pe vremuri era un vinil și practic era un vinil din ăla mare, o placă neagră mare care avea și A și B, știi? Și asta înseamnă că trebuie să fie mai multe piese. Și am lucrat, noi plănuiam să avem 10 piese și cam asta a fost ceea ce aveam deja înainte de pandemie, adică în 2020 nu ar fi trebuit să ieșim cu albumul. Însă, fiind pandemie, n-am mai avut cum să scoatem, urma să avem un turneu și așa mai departe, s-a anulat, evident. Și așa că am ieșit din nou, adică am intrat mai degrabă, nu că am ieșit, am intrat din nou în studio și în loc de 10 piese am făcut vreo 30 de piese. Și din alea 30, bineînțeles că multe poate o să iasă mai târziu sau poate nu o să iasă deloc, pentru că la fel ca un pictor, mai schițez câteodată, dar nu-ți place. Și atunci pui deoparte, pui insertar acolo și poate odată o să lucrez pe schița aia sau poate că nu, știi? Și așa e și la noi în muzică. Avem foarte multe piese prin sertare, prin foldere, prin pe unde ținem. Dar, într-un final, albumul ăsta cred că o să fie în două părți, știi? A partea 1 și partea 2 și o să fie fiecare parte o să aibă 10 sau 11 piese. Și deja am lansat. Uite, acum cu 3310 este al treilea single de pe prima parte, de pe primul album. Ele nu vor fi în ordinea asta pe album, pentru că am făcut albumul, se numește conceptual, știi? Și am făcut o povestioară care să cuprindă întregul album, știi? Ca un film, dacă vrei. Și, da, de acum lucrăm la următoarea piesă care o să apară în iunie. Uite, lucrăm cu instrumentiști clasici. Am lucrat cu un pachet de suflători, așa se numește, cu 6 muzicieni care au cântat la instrumente orchestrale. Pe o parte din piesă, eu le-am scris partiturile, eu și cu Rareș, și m-am dus ca un dirijor și ca un compozitor și le-am dirijat și i-am înregistrat cântând partiturile de Kryptonite Sparks și am avut un tip care a cântat la trombon, unul a cântat la clarinet, unul a cântat la corn francez, unul a cântat la flugelhorn și la trompetă și la saxofon. Și ăștia, pe lângă The Kryptonite Sparks, la chitară, la bas, la tobe, avem și niște suflători care sună, zic eu, foarte, foarte interesant și abia aștept să scoatem piesă. E posibilă o lansare și la Botoșani? Băi, fără doar și poate, când va fi să scoatem albumul și când va fi să lansăm albumul și să mergem la turneu cu un album după noi, adică să-l avem acolo, știi? Să-l cântăm de la cap la coadă, să vorbim cu lumea despre el și să-l avem fizic. Noi asta, visul nostru este să-l avem și fizic. Știu că muzica se ascultă digital acum și e normal, pentru că e foarte facil, poți să ai pe telefon, poți să trimiți, să dai share instant, știi? Băi, sunt, și noi ascultăm tot digital. Și pe vinil, și pe CD, și pe casetă, dar digitalul, fără doar și poate, este cel mai frumos, pentru că poți instant să împărtășești cu prietenii ceea ce îți place ție și să vorbești și să discuți instant, știi? Adică îi trimiți cel mai bun prieten și spui, uite frate, ascultă asta și el îți scrie imediat, știi? Ceea ce, na, e mare lucru, îți dai seama. Dar totuși, noi vrem să scoatem un material fizic pe care oamenii, să, dacă nu-l ascultă, să plece cu un suvenir, știi? Și să fie acolo chestia pentru care au venit și să rămână acolo în amintire o chestie unicată, dacă vrei, că uite, am fost la o lansare de album, la o trupă din Botoșani, The Kryptonite Sparks, care au scos un album și am fost și noi acolo. Categoric o să fim și în Botoșani, pentru că Botoșani este locul de unde ne tragem și locul de unde venim și cum cel mai mare drag de fiecare dată când am avut concert în Botoșani, ne-am simțit exact ca acasă. Ne-am simțit foarte confortabil și foarte, 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 foarte primiți și efectiv ca acasă. Știi cum, nicăieri nu e mai bine decât acasă. Vreau să-ți mulțumesc pentru acest interviu și sper să facem și un interviu la lansare atunci. Așteptăm în Botoșani. Cu cel mai mare drag și uite că vin și eu acum cu o provocare către voi. Vreau să facem ceea ce se numește un giveaway. Au făcut de noi, da? Da. Și vreau să vă provoc pe voi și pe colectivul vostru de prieteni să faceți, pentru cei care sunt mai talentați așa sau cărora le place să cânte, să facă un cover după o piesă de la noi, care nu contează, și să o urce pe YouTube sau dacă nu vor să, dacă vor să fie privat, poate să ne trimită privat, dar noi am îndemnat să o urce pe YouTube și să ne trimită pe, ori pe e-mail, ori pe Instagram, ne găsim, asta nu e o problemă, pe e-mail, pe Instagram, ori să vă scrie vouă personal,
către redacția ziarului Buz și să vă dea vouă și noi o să facem o alegere și o să premiem din cei care, dacă se va ține chestia asta, noi o să oferim un premiu din partea formației de Kryptonite Sparks pentru cel mai mișto cover după o piesă de la The Kryptonite Sparks. Deci asta pentru ei. Dar avem și în redacție copii care cântă și sunt sigură că o să fie încântați de această idee. Absolut. Și dacă au nevoie de, nu știu cum să spun, ghidaj muzical, noi le stăm la dispoziție. Dacă vor să ne întrebe, băi, ce acord e ăla, cum se cântă aici, noi putem să le spunem așa un mic, dacă vrei, un mic ghid între muzicieni. Știi, să le spunem despre acorduri și despre asta, însă noi vrem să încurajăm oamenii să facă muzică și să continue să se exprime liber și să cânte. Să cânte, de ce nu? Să cânte, știi? E important să cânte. Unii vor să scrie, alții vor să cânte, alții vor să picteze, să joace teatru. E, noi suntem pe partea de muzică și deci giveaway-ul special doar pentru Ziarul Buz este ăsta. Un cover. Mulțumim foarte mult! Da? Și o să vină din partea noastră, de la formația de Kryptonite Sparks, o să vină un premiu pentru unul sau dacă sunt mai mulți care merită un premiu, atunci pentru mai mulți oameni din ascultătorii și cititorii de Ziarul Buz. O să le transmit din nou. Mulțumim foarte mult și mulțumesc pentru interviu. Cu mare drag, cu mare drag. Băi, keep on buzzing. Aceasta a fost ultima ediție din sezon a emisiunii Crane Story. Mulțumesc, Leon, pentru că m-a găzduit și mulțumesc Denisei și Mariei că s-au ocupat de această emisiune.